Vă salut, prieteni, pentru că la clipul anterior s-a spus că s-a aprins datorită spiritul, alcoolul tehnic, s-a aprins datorită faptului că a fost pus pe o cutie de bere, pe o spirtieră din cutia de bere. Voi face acum o încercare de a prinde niște vată pe care am pus-o într-o sticluță din aceea de cremă. Folosesc aceeași piezoelectrică de la bricheta veche. Este mai greu ca să direcționezi scânteia. Am subțiat aici puțin vârful și iată că s-a aprins, da? Aceeași piesă piezoelectrică de la bricheta de ieri. Aici am spus să am o sticluță, da? De la o cremă din aceea chinezească în care am pus vată și am turnat același alcool tehnic. Este într-adevăr puțin mai greu să aprind vata sau această spirtieră. E o spirtieră modelul celor de la școală, pe care le făceam când eram mic la școală, dintr-o călimar. Așa că eu cred că aprinderea alcoolului tehnic sau altui combustibil nu este condiționată de punerea pe o bucată de metal sau într-un vas de metal, pentru că, așa cum s-a văzut și în alte videoclipuri, se poate aprinde și un șervețel îmbibat cu puțin alcool, puțin deodorant sau spray fixativ de păr, așa cum a făcut Condor Geronimo. Acesta a fost filmulețul pe care am vrut să-l prezint. Vă mulțumesc pentru vizionare, la revedere!